Unii sărbătoresc dragobetele, alții Valentine's Day. Însă, pentru mulți, ziua de 14 februarie este o nouă ocazie de a-și demonstra sentimentele față de persoana iubită. Inimioare roșii, ursuleți de pluș, declarații de dragoste și multe flori. Acestea sunt câteva elemente specifice Sfântului Valentin, declarat protectorul iubirii. Și dacă sărbătoarea dragostei se apropie și pregătirile sunt întoi, ca de fiecare dată, florile sunt la mare căutare, iar cei care se ocupă cu astfel de afaceri sunt extrem de atenți și pregătesc surprize pentru clienți. Încet, încet ne pregătim, da. Săptămâna viitoare cu mai multe flori și cu o varietate mai mare și la prețuri și la plante și ursuleți și plușuri, cam tot ce se caută în această zi. În florării se lucrează deja la stocul de marfă, pentru că, indiferent de ce alte cadouri se fac, florile sunt nelipsite. Trandafirii imprimați cu mesaje de dragoste sau zambilele și garofițele oferite cu tot cu ghiveci sunt la mare căutare. În materie de flori parfumate și viu colorate, Valentine's Day nu cunoaște limite. În ziua aceasta, trandafirul ajunge la 10 lei, da, cel mai prezentabil sau cel mai rătos, și mai avem ofertă de la 6 lei trandafirii mai micuți, 8 lei, 7 lei, depinde, da, dar cel roșu, asta este, întotdeauna a fost în jur de 10 lei. Buchetele de flori dăruite de ziua îndrăgostiților reprezintă mai mult decât un cadou pentru persoana iubită. Florile transmit un mesaj puternic în funcție de modul în care sunt alese și combinate în aranjamente. Specialiștii spun că într-un buchet romantic trebuie să se regăsească câteva tipuri de flori considerate specifice iubirii, pasiunii și senzualității. Persoanele tinere preferă de obicei trandafirul roșu, cum am mai spus, da? Frezile, lalelele în perioada aceasta, și persoanele în vârstă merg pe crin, da? Și la fel frezii și lalele în perioada asta. Deci dacă vin acum de Valentin, mai degrabă frezii și lalele persoanele în vârstă. Deși are un iz aparte, ziua îndrăgostiților este considerată de florari un exercițiu pentru începutul de martie, atunci când florile, simbolul primăverii, sunt din nou la mare căutare.